Sunt Irina Mureș și astăzi o să citim cu titlul Fântâna Curcubeului. Într-o zi de după amiază, când vara a sosit, Carnișma a văzut o fântâniță mică, ca să face niște curcubeuri magice. Asta este ceva! Era o surpriză! Și să vadă când era mai bună ca să fie mai ele, și mai îndrăgostită curcubeu din Sodor. Wow, uite ce fântână frumoasă era! Exclamă Carnișma într-un ton frumos. Și ca și vadă și cel mai văzut din ele, ca să fie și mai îndrăgostită ca și tu. Și Carnișma a văzut pe Nurcehan, sărând de ele ca face aici, să fac o plimbare prin planul din Sodor. Ce mai faci, Carnișma? Întrebă Nurcehan. Bine, spunea. Carnișma și Nurcehan a plecat din stradă ca să faci acolo ele prin șosea să se pare să fie și pe șine. Erau șinelor ca să faci acolo și Carnișma și Nurcehan a văzut pe ele ca să faci și ele facă fie acolo. O stație de apă!" exclamă Carnișma. Să vedem ce mai bune să faci ele!" întrebă Nurcehan. Carnișma a făcut popcorn ca să vedem acolo și Nurcehan să fie să vină și mai frumoasă zi. Ia uite, dar mai ți-a făcut popcorn!" spune Carnișma cu voce de Nurcehan. Carnișma și Nurcehan a văzut când mănânci popcorn și a face acolo de aici, în picnic, a făcut și popcorn în parc. Nurcehan și Carnișma a văzut în ele cum se face acolo, rațele se facă cu ele din lac și broaștele se face cu ele cum se face acum. O broască! Exclamă Carnișma. Ce frumos este lacul! Iar după aia, Carnișma și Nurcehan a plecat la un restaurant special indian. A văzut că era khichdi la meniul. Vrei, te rog, niște khichdi, ca și Nurcehan, te rog, spune Carnișma. Am văzut că avem niște khichdi la prânz, spune Nurcehan. Nurcehan și Carnișma au mâncat khichdi la prânz la un restaurant indian special. Dar între ele, Nurcehan și Carnișma au plecat acasă fără să faci grabă peste tot. Dar între ele, când Carnișma și Nurcehan au văzut că era o frumusețe de la un curcubeu, că să fie și fântâna curcubeului. Ca și ele și la unul, Nurcehan și Carnișma a făcut nani ca o curcăceală de la un curcubeu, ca să fie acolo un vis despre fântâna curcubeului. Asta ca să fie și dintre organizația curcubeului ca să faci curcăceală. Carnișma și Nurcehan a făcut curcăceală ca să fie curcubeul mai frumos. Ca unul dintre curcubeuri mai frumoase, Carnișma și Nurcehan au făcut aici o plimbare magică prin cer. Curcubeu, curcubeu, curcubeu la tine, curcubeu în vis, ca să fie și curcubeu, 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 la un zi cu un curcubeu, visul tău se face aici, curcubeul să fiu bun. Ca să fie și un curcubeu, ca să fii și un curcubeu mare, fântâna curcubeului, ca să fii și curcubeu, ca să fii și curcubeul magic.
Curcubeu, curcubeu, fântâna curcubeului, ca să fie dinainte curcubeu, mai unici curcubeu frumos. Și Carișma și Nur Cehan, trezit din culcăceală în hamac, curcubeul a dispărut. Și Carișma și Nur Cehan a fost trist când fântâna curcubeului a dispărut. Unde ți-e fântâna? Întrebă Carișma plângând. S-a dispărut ceva, spune Nur Cehan. Carișma și Nur Cehan nu mai era când îmi faci fântâna magică curcubeului. Un curcubeu foarte frumos, ca să fie acolo, s-a dispărut din ele când plouă deja. Și afară a văzut că era ploaia. Iar a venit curcubeul! Exclamă Carișma. Nur Cehan și Carișma a plecat acasă înăuntru când ploaia a venit și curcubeul a venit când se face fântâna asta. Dintre ele, curcubeul a fi fost foarte frumos, dar și Carișma și Nur Cehan a încercat să face o preparație pentru cină. Vrei să faci niște piure cu cartofi? Întrebă Carișma. Nur Cehan a preparat piurel cu cartofi pentru magia curcubeului. Fântâna curcubeului a fost cel mai distractiv din tot, ca să fie cel mai visând pentru o pasiune de dinainte. Ca și Carișma și Nur Cehan a văzut de diseară curcubeul, un curcubeu magic, ca să fie și acolo de hit să se spune culorile curcubeului. Roșu, portocaliu, galben, albastru, verde, violet și indigo. Asta este! Carișma și Nur Cehan a preparat niște piureu cu cartofi și o să mai mănânci dintre ele. Piureul de cartofi! Ce delicios este! Exclamă Carișma. Carișma și Nur Cehan a văzut curcubeul magic ca să fie aici diseară când ele ce mai văzut acolo dintre ele curcubeul magic. Când Carișma și Nur Cehan a văzut la televizor despre o știre de curcubeu și o să faci culcăceală cu un vis despre curcubeul.